Parchetul general a fost sesizat. Plângere din Parlament. Ce Florian Coldea și Laura Codroacovesi ar fi ofierii unui serviciu secret STRIN, foto? Ministerul public a fost sesizat de unul dintre cei mai vocali parlamentari. Ce Florian Coldea și Laura Codroacovesi ar fi ofierii unui serviciu secret STRIN. Sesizarea a făcut-o deputatul Liviu Pleoianu, de la PSD, care a văzut ce instituțiile statului nu au luat nicio măsură, după ce Sebastian Ghi a făcut dezvăluirile despre cei doi. Conform lui Pleoianu, Coldea și Covesi ar putea fi acuzați de infracțiuni contra securității naționale. Pentru ce am observat, la nivel instituțional, o limită totală în ceea ce privește afirmațiile lui Sebastian Ghi cu referire la faptul ce Florian Coldea și Laura Codroacovesi ar fi ofierii unui serviciu secret STRIN. Am sesizat chiar acum Ministerul Public cu privire la posibile infracțiuni contra securității naționale. Iată conținutul sesizării. Subsemnatul Pleoianu Liviu Ioan Adrian, deputat în Parlamentul României, doresc să sesizez Ministerul Public cu privire la următoarea situație. În cadrul unei serii de înregistrări interviuri, difuzate și preluate la scar național de către cea mai mare parte a presei, atât în anul 2017, cât și în anul curent, fostul deputat Sebastian Ghi a făcut mai multe afirmații în ceea ce privește o posibilă redare a interesului național de către domnul Florian Coldea și de către doamna Laura Codroacovesi. Înainte de a reda câteva pasaje ilustrative în acest sens, trebuie să menționez faptul ce domnul Sebastian Ghi, conform propriilor afirmații, face referire la anumite situații și momente în calitate de martor al acestora. În data de 16 ianuarie 2017, a fost difuzat de către presă o înregistrare în care Sebastian Ghi vorbește despre faptul ce Florian Coldea și Laura Codroacovesi sunt, de fapt, ofierii ai unui serviciu secret STRIN. Puterea lui Coldea asupra colegilor sublinierei asupra celorlalte instituții vine din relația sa de exclusivitate cu Covesi. Amândoi sunt, de fapt, oficeri ai unui serviciu secret STRIN. Un serviciu secret al unei cer partenere României, dar totuși sublinierei ai unui serviciu secret STRIN. Acesta este motivul pentru care Coldea obliga SRI sublinierei pe colegii din SRI să o ajute pe Covesi tot timpul, cu plagiatul, cu comisiile, cu orice, astfel încât Covesi să rămână acolo în funcție. În alt înregistrare, difuzat tot în 2017. Sebastian Ghi detalia zi de chiar numele unor fii ai CIA-i din România. Pe doamna Covesi am cunoscut-o în sediile SRI. La K2, la K4 sublinierei la T14. Acolo ne întâlneam de minimum 2 ori pe săptămână din anul 2010. I-a durat această serie de întâlniri până în anul 2014. Realitatea e ce poate sute de astfel de întâlniri au existat în acești ani.
La unele dintre întâlniri erau prezenți doar generalul Florian Coldea, Laura Codruca Kövesi sublinierei UNFA-STA ei CIA-ei din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezent ca doamnei Kövesi sublinierei a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul sublinierei F al doamnei Kövesi. Iar al doilea este Eric Yaslei, poate actualul sublinierei F al doamnei Kövesi. De asemenea, în cadrul unui interviu difuzat anul acesta, Sebastian Ghirea afirma ile din 2017 ile completează, adugând un element de o maxim gravitate faptul ce Florian Coldea și Laura Codrua Kövesi ar fi primit ordine de la F-ul antenei CIA-ei din România, iar ce unul dintre aceste ordine ar fi fost acela de a distruge trusturile de presă române. Într-o secvenă a interviului, Sebastian Ghi spune ar, evident ce între Coldea și Kövesi erau și alte lucruri în afara celor de siguranță naționale. Cred că SRI a ajutat-o mai mult pe Codrua decât pe Ali. O ajutai personal, și instituțional. Era meritul Codruiei ce se tătea atât de aproape de Coldea. E o chestiune de evident ce Florian Coldea și Kövesi aveau legături cu CIA-ei. CIA-ei are una dintre cele mai puternice antene din zonă în România.